Iulia Țârlea are nevoie de ajutorul nostru al tuturor, prietenii și familia tinerei în vârstă de 26 de ani din Simeria, care a suferit un cumplit accident rutier, s-au mobilizat pentru a o susține, iar pe numele surorii ei, Luiza Tudora Țârlea, au fost deschise două conturi bancare, unde cei care doriți puteți depune orice sumă de bani. Conturile au fost deschise la Banca Transilvania, sucursala Favorit. Viața Iuliei s-a schimbat definitiv vineri, 15 aprilie, când un conducător auto în vârstă de 27 de ani din Orăștie a intrat pe contrasens și a izbit-o puternic pe tânăra care circula regulamentar cu o motocicletă. În urma impactului puternic, Iuliei i s-a amputat pe loc piciorul stâng. Iulia a suferit și fracturi deschise la glezna dreaptă și a fost operată la splină. Tânăra este internată la Spitalul de Urgență din Deva și așteaptă să fie transferată la București, unde va suferi o nouă intervenție chirurgicală, deoarece are 3 vertebre tasate. Iulia are nevoie de bani pentru recuperare și pentru achiziționarea unei proteze ortopedice. Cei care doriți o puteți ajuta donând orice sumă de bani în conturile afișate pe ecran.